Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farm Simulator 22 pe Barba Neagră. Suntem pe Aberon. Am reținut e Aberon. Și bineînțeles, înainte să începem, fs22modhub.com, locul unde vă puteți descărca moduri updatate zilnic. De acolo le iau și eu. Linkul este în descriere. Acum, în față, vedem un Massey Ferguson. Am descoperit o chestie, vreau să vă întâmpin deja cu o chestie nouă. Și anume, știți că în joc mai multe tractoare și combine au girofar. Dar nu știam, deși în joc girofarele diferă, spre exemplu, aici avem girofarul ăsta, care face tuc tuc, tuc tuc, tuc tuc, nu face vin, 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 știi, nu e ca ăla de combină, spre exemplu. Fii atent că la fel girofarul ăsta pe care eu l-am aici, îmi face la fel, tot așa, de două ori, tut, 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 tut. L-au programat să se comporte literalmente ca cel din joc. Mi se pare un detaliu excelent ăsta. Uite-te și tu cum face. Uite-te cum face. Me gusta. Acum, fraților, cu ce să vă întâmpin? Că pe harta asta am foarte multe lucruri noi și frumoase. Avem în primul și în primul rând o cisternă imensă de 90 de tone. Avem World Farmer Farming Simulator 22 Multi Fruits Liquid. Acum, nu e doar liquid. Chide de tot felul, e și multifruiți. Pe ăsta, de asemenea, cisterna, nu o găsim în categoria de cisterne. Pe asta o găsim, de fapt, la trailers. Mi-a luat și mie o grămadă să ajung la ea, deci vă împărtășesc pontul ăsta dacă jucați cu ea. Am pus linkul în descriere. Acum, ia să vedem pe aici, pe unde o găsim. Iauter, World Farmer Multifruits Liquid Trailer. Așa, 95 de cai și suportă 90 de tone în cărcătură. Și dacă nu ducem mai jos aici, putem vedea că suportă toate tipurile de grâne și nu doar atât. Adică avem și pișălău, avem și fertilizar, tor, avem și erbicid, struguri. Mă, ce vrei tu? Uite, căcat, maniur, silici, iarbă, ce vrei tu? Și lapte. Așa că avem de toate. Bineînțeles, și costă un picuț. Acum, ce mai vreau să vă arăt de asemenea, apropo, vine aici cu un modelaj foarte frumos, interesant. Tractorul meu nu a putut să o miște din loc. Deci nu se poate mișca odată la 100, mă rog, 90 de tone umplută, nu ai cum să o miști. Acest Massey Ferguson are peste, are în jur de 400 de cai putere și are dificultăți majore în a putea o tracta. Fii atent. Acum sunt cu pedala la podea și abia mă pot mișca. Deci vorbim totuși de 400 de cai, ar fi trebuit să zbârnâie pe aici. Iar Johnny din față, pe care îl vedeți aici cuplat la semănătoare, nu se poate descurca în niciun fel. Până vă arăt următoarea chestie interesantă și nouă la mine aici pe fermuleană, vreau să pun semănătoarea jos pentru a putea completa terenul. Eu aici lucrez de zor, sunt în primăvară, suntem în martie și vreau să pun, mă rog, vreau să pun, am cam terminat de pus în momentul de față floarea soarelui. Floarea soarelui se vine undeva la un 2-3 mii, deci între 2 și 3.000 de euro, depinde cum nimerești treaba. Și este foarte mișto pentru că eu am aici o grămadă de stup de albine, așa că mai vin de pe partea aia niște producție de la albinuțe. Mai avem un singur teren disponibil și o să mai investim într-unul, vreau să vă arăt planurile mele de extindere a fermei. Pentru că am niște bănișori și vreau să jonglez un pic cu ei, o să vedeți cât de bine m-am gândit să integrez banii ăștia în ferma mea și în ce să investesc pentru a-mi scoate după aia pe viitor și mai și mai mult. În față știam eu, da, mai am aici o mică parcelă pe care trebuie să o fac și ia uitați-vă în depărtare ce se vede aici, ce e asta? Asta e pădurica mea, boșilor, pădurica mea. Iau-o, asta, bineînțeles, virtuală. Și momentan a crescut la jumătate. Deci cam peste 2 ani undeva pe aici plantele vor fi la maturitate și vom putea da pinia jos și putem să scoatem ceva profit. Am modificat toată pădurea. Am modificat-o toată. Înainte era doar un simplu teren pe care eu aveam plantate niște niște copaci, niște puieți de copaci. Dar am zis, bă, n-are cum. Deci nu vreau să fie așa. Dacă tot facem o pădure, hai să punem și noi drumuri prin pădure, iarbă pe jos. Și în episodul de astăzi o vom termina cu totul, pentru că am făcut toate lucrurile astea, doar că mai vreau mici decorații. Ce, hai să punem și colea una. Ați. Bun, în momentul de față, fraților, suntem pregătiți, avem totul semănat și terenul din stânga este tot al meu. Iar pe ăsta plănuiesc să pun altceva.
Așa că trebuie să mai aștept un picuț. Aș putea să pun tot floare. Hai să punem tot floare. Vreau să pun altceva ca să strâng niște paie. Mă gândeam, dar mai bine fac după aia o cultură completă cu treaba asta. Gen cu paie, pentru paie și așa mai departe. Aici, fraților, intrăm în noua pădure, care odată și odată, aici e închisă, odată și odată aici a fost un teren arabil. Bineînțeles, după aia l-am umplut eu cu niște viță de vie. Uite-te că deja au apărut căprioare și înainte căprioarele nu erau așa pe teren. Deci cumva sunt programate să fie atrase de copaci, vedeți? Și aici avem un tip de copaci pe care eu l-am pus aici, după care avem niște coniferi pe partea asta. Deci ambele tipuri de copaci sunt lemnoase, foarte, foarte grase. Asta înseamnă că o să scoatem bine de tot pe aici. Avem și niște drumuri făcute, uite ce frumos arată. Asta este o textură de pădure. O să mai lucrăm un picuț la ea, o să mai facem niște mici modificări și vreau să vă arăt cât de frumos a crescut și faptul că am pus relativ aleatoriu copaci. Prima dată am pus pe grid și după aia am umplut printre ei, mi-a oferit mie o structură foarte nebuloasă așa în pădure, fix cum sunt copaci, că nu sunt puși în linie dreaptă în pădure, știi? Și uite, nu-ți dă sentimentul ăsta că sunt puși în linie dreaptă absolut deloc. Ăstora n-am avut ce să le mai fac, ăștia trebuie să-i tăiem, bineînțeles, și pe ăștia îi voi tăia prima dată. Acum, hai să mergem să rezolvăm un picuț planul. Deci dacă punem tot aici, păi, stai să vedem dacă avem fertilizat. Asta mă interesează pe terenul ăsta. Dacă nu, îi dăm la fertilizat pe 42 și l-am pupat. Deocamdată nu o să mai avem treabă cu el. Așa, deci momentan avem nimica, avem decât iarbă și atât. Trebuie să dăm cu niște tăvăluc pe 40 pe 41, dar o să-l iau după ce termin și pe ăsta din față. Hai să băgăm o fertilizare. Uite, putem lăsa ăsta 59%. Nu, hai să-l umplu, hai să umplu semănătoarea, hai să umplem semănătoarea. După care o lăsăm acolo, o parcăm și venim aici la fertilizator. Îl am în partea asta, nu știu exact cam cât fertilizator mai am înăuntru, dar mai am pus și un pic deoparte. Așa că, fraților, se mișcă treaba, se mișcă foarte bine. A trebuit să dau un an de zile aproape, am dat cam 3 sferturi dintr-un an fast forward ca să pot să plantez floare și asta se poate vedea aici. Dacă intrăm noi la finanțe, aici puteți vedea de când am dat eu, mă rog, eu am dat cam din vara anului trecut timpul pe rapid și puteți vedea cam astea sunt în fiecare zi aceleași expense, aceleași costuri, da? Deci avem pe vehicule, pentru că am avut tot timpul aceleași vehicule de 6127, după care avem proprietatea care e aceeași, nu s-a schimbat cu nimica. După care la property income, cât ne aduce de asemenea, avem și noi o morișcă, avem și noi un panou fotovoltaic, deci erau frumos. După care sold products ăstea, da, ăsta reprezintă profitul meu din serie. Foarte, foarte interesant. După care ajungem tot timpul pe plus. Avem 14, așa că tot timpul eu sunt pe plus atâta timp cât dau apă la serie. De asta am luat și cisterna asta super mega babană de 90 de tone. Vă dați seama de surprinderea mea când eu am aflat că, mă rog, mi-a luat cisterna și pe aia n-am putut să o mișc din loc. Am lăsat-o la încărcat și n-am putut să o mișc din loc. Era prea grea pentru tractorul ăsta, deci ce vorbim. Și pe aia am zis, ok, un cal pe inimă și închiriez un alt tractor, așa că sper să iasă treabă din sere, știi? Pe aici, uite, pe aici lipsește niște apă. Bun, hai să lăsăm aici semănătoarea. Voi merge în față, cuplăm fertilizatorul, punem la treabă în partea asta. Nu, pe aici trebuie să-l cuplez pe ăsta. Este un pic să mă uit. Da, pe partea asta îl cuplăm. După care ne îngrijim un picuț și de sere. Musai, pentru că, după cum bine ați văzut, astea ne dau nouă profitul maxim. 63% fertilizator îmi ajunge cu desăvârșire. Vamonos! Și asta se întâmplă în momentul de față pe Aberon. În momentul ăsta sunt foarte fericit cu ferma. A luat o schimbare drastică în bine, pentru că știți bine că n-am avut probleme financiare de când am plantat măslinele și strugurii. Iar acum am reușit să profit de banii aia la maxim și să investesc continuu în ceea ce trebuie. Dar uite că m-a ajutat mult și faptul că am pus deoparte niște bănuței. Și dacă îi puneam deoparte, nu mai permiteam eu investițiile astea. Și acum vreau să mai fac o investiție. Avem aici un teren pe lângă. Este terenul 39 pe care eu nu îl dețin. Este singurul în toată zona asta pe care eu nu îl dețin. Și dacă încerc să vedem cam cât costă, asta mă costă 112.000. Asta înseamnă că mie o să mai rămână 86.000. Mă rog, nu, chiar, nu. Cam 2.000, deci 90.000. Mai rămâne 90.000. Bani cu care eu pot jongla foarte ușor
multe lucruri, știi? Așa că îl voi cumpăra și pe ăsta și e foarte mișto, pentru că dacă nu îmi permit să-l țin, îl voi vinde, ceea ce eu sper să nu trebuiască să o fac, știi? Iar cu 90.000 eu pot să dau curs la multe alte închirieri. Bun! I-am dat aici pe Hășulescu, băiatul ăsta își face de treabă. Acum, faptul că am cumpărat terenul ăsta îmi permite să refac și eu un pic prostia pe care am făcut-o aici când am făcut ultima dată terraforming. Și eu înainte nu puteam să pictez aici peste din cauza că nu dețineam terenul, știi? Pentru că terenul din dreapta îl iei cu jumate din drum, terenul din stânga cu jumătate din drum, știi? Și atunci n-a treabă. Mamă, dar ce frumoase sunt căprioarele astea, uite-le pe aici! Deci mă nebunesc căprioarele astea și se pare că sunt foarte des întâlnite în păduri. Vezi, uite, cât de fucking tare. Vă dați seama că asta este prima pădure pe care o fac și după aia o să facem una și mai mare, adică doar nu-s nebun să fie asta singura. Acum, la decoration, nu. Hai să mergem la landscaping, la painting, prima și prima dată și dăm aici cu dirt-ul. Mergem așa un picuț. Ia să vedem și pe partea asta. E pe rotund. Bun, după care băgăm niște verzuiescu. Cred că am să-l aleg pe ăsta. Uite așa. Drept aici, mare grijă, mare, mare. Perfect. În continuare, tot cu dirt-ul. Și aici pe dreptul. Și un pic de verzuescu pe mijloc, dar uite că nu mai vrea, deci nu-mi deosebește zona. Ba da, am reușit. Aha! Iau-to. În mijloc vreau să avem așa, pentru că mi se pare mie că dacă am venit cu roțile, așa s-ar propti toată treaba asta. Bun. Am rezolvat-o, acum nu mai trebuie decât să mai dăm cu niște iarbă. O să facem un pic iarba camăricică, camăricică. Așa. Perfectos! Și acum avem terenul rezolvat. Cât de tare e asta. Da, e un pic iarba cam mare aici, dar nu am ce să-i fac. Așa, bun. Acum, ce vreau eu pe interior e să pictez un picuț. Ia să vedem, aici nu avem decât astea. Pe cealaltă hartă, pe Elm Creek, am mai multe tipuri de iarbă. Am și niște plante și pot să jonglez un pic cu ele, știi? Pe când aici chiar nu pot să fac. Copacii ăștia sunt foarte scumpe, aș fi băgat ceva de ambiental eventual, dar sunt foarte scump. Mă, cer un pare de plantă, fii atent. Aș putea să pictez cu un buș de ăsta din când în când pe aici, ia. Yeah. Gata, am băgat un buș acolo. Asta plănuiam eu. Mamă, dar nu pot cu camera asta de copaci. Uite, vezi, e o problemă majoră e asta. Așa, ce mai vreau să mai fac este ieșirea de aici. Aici o să dau pe teren de pădure. Și uite cum îmi place mie să fac. Îmi place să fac până în margine. După care iau dirt-ul, punem pe rotund și fac intrările, vezi? Uite așa. Și e fain să mergi și pe mijloc, gen cu dirt un picuț așa, să oferi un pic niște textură, pentru că pinii ăștia practic ei cad din copaci, știi? Și în zonele în care tu mergi cu tractorul mai, hai să zicem, mai mult, da, în porțiunile de drum, o, dar ce spamează aici, e bine, astea, wow, de sus nu vede nimica. Lels. A, uite, uite exact cum am făcut eu drumul. Am făcut o ieșire și pe o parte și pe alta. De fapt, am mai multe ieșiri pe aici. Și ce vreau să zic e că pinii ăștia intră în pământ atunci când treci cu tractorul, știi? De multe ori peste ei. Așa că vreau să dau impresia asta acum, că bă, pe aici se trece cu tractorul destul de des. Uite așa. Este un detaliu mic, știi, pe care nu-l observi așa, dar dacă e acolo, ți se pare realist cumva. Uite un pic pe aici. Și un pic pe aici, este prima pădure pe care o fac, încă nu am avut timp ca să și întrunim treaba asta, să băgăm pinii în pământ, dar o vom face după ce mai crește un picuț copacul. Aici nici nu văd, fii atent. Ui, de viața mea, aici nici nu se vede. Uite un pic așa. Aici iar avem o intersecție. Cred că ar fi bine să mărim asta un pic, da. A, uite că și pune un pic de random, vezi? Mamă, ce-mi place treaba asta. Deci aș picta toată ziua. Cea mai mare surpriză o ai, știi, după ce ai terminat de pictat și te duci cu tractorul pe aici să conduci un picuț. A, așa, din nou aici, uite, putem să venim aici cu dirt-ul. Și am făcut, practic, intrarea. Uite cât de bine arată. Oh my god, oh my god. Hai să mergem să vedem.
Vamos a ver cum arată. Ia uite. Mi se pare o textură foarte miștoacă asta. Cred că din când în când ar trebui să mai punem la baza copacilor niște pinde ăștia. Doar că totodată eu o să tai copacii ăștia și o să plantez alții. Așa că, știi, punem acum, dar după ce îi voi tăia o să arate dubios când vor dispărea copacii, știi? Și la asta mă gândesc. Așa, aveam aici, opa, stai așa că avem o situație. Avem o situație, doamnelor și domnilor. Hai să o rezolvăm. Așa. Mai am totuși o strategie frumoasă, zic eu, mai ales că acum pe terenul din față pe care l-am cumpărat adineauri, o să pun tot floare. Ei bine, am un plan de a mai cumpăra niște stupi de albine, pentru că o să vă arăt într-o secundă cam cât de productive sunt albinuțele mele. Extraordinar de productive. Și acum îi băgăm așa și o și strângem, că nu mai am nevoie. De fapt, știi ce? Aș putea fertiliza ea, să vedem. Pe terenul 39, e deja fertilizat. Avem ceva plantat? Se pare că da. Ce avem plantat acolo? Nu știu pe asta. Potato? Stai așa să mă duc, că nu-mi dau seama. Fertilize, dar nu e nimic plantat, e doar fertilizat. Păi asta e genial! Asta e foarte bine. Mergem să-l punem pe ăsta. De fapt, stai așa, hai să mergem la albine să vă arăt care-i treaba. Cred că ați văzut turnulețul ăsta al meu. Dă miere, ăsta este turnul de miere. Aute, fraților, ce avem aici. Aute, fraților. Asta este zona mea productivă. What the fuck? Look at this shit. În cap 60. Acum ei sunt 1, 2, 3, 4, 6. Deci sunt 6 coloane. Asta înseamnă 10 paleți pe fiecare coloană. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Înseamnă că am calculat prost. Deși nu prea știu cum aș fi putut calcula prost. Ideea e că uite. Deci cam așa arată opulența. O să trebuiască să vin să-i încarc. Nu știu cu ce, nu mă întrebați, habar n-am cu ce pot să-i încarc. Acum, în continuare, vreau să mai cumpăr. Avem 89.000 de euro și putem să ne mai permitem niște miere. Așa că ținem cont că pe trenul din stânga ăsta băgăm niște floare. Și știm sigur că albinele sporesc cantitatea de floare recoltată. Nu? Avem floarea soarelui, rapiță și nu mai știu dacă mai avem ceva. Ia să vedem aici, la info. Avem parcă 3, dacă nu mă înșel. Avem yield. Unde e asta? Fertilizing, stomping, mulching, harvesting, climbing, first stomping. Unde ești, mă, mulching? Build mode, nu, e sus, making a surface. Deci nu o găsesc. Care-i treaba? Ia stai că o găsesc aici. Types. Feed and waste nu-mi trebuie. Astea sunt beehives produce honey. Așa. Pesele nestu filter, așa. Canola, rapiță, adică floarea soarelui și potato. Da, mă, că cartoful are acea floare. Bro, asta era a treia care nu o rețineam. Și uite de ce nu o rețineam, pentru că e rădăcinoasă, de-aia nu o rețineam. Am și eu un motiv aparte. Deci te rog frumos. Așa că uite, avem pe aici ceva spațiu și mă voi opri ca să le adaug. Avem 89.000, o să adaug câteva miculețe. Hai să luăm una mare pentru început aici. O să stăm la biz și luăm un băiat de ăsta mare. Uite așa. Ia să vedem pe partea asta, că vreau să dea în terenul ăsta, da? Și băgăm una aici. Acum trebuie să fac și un pic de landscaping, pentru că așa funcționează jocul aici. Îmi distruge tot terenul jocul, de fiecare dată când plasează câte ceva. Deci musai să faci un pic de terraforming. Așa, și deja albinele se duc înspre teren, da? După care mai mergem și mai adăugăm câteva. Mai am 69.000 de euro. Ok, hai că e bine. Cum vând miere, ești nebun la cap. Vând miere și bine, bine de tot ce vorbim. Așa, vreau să iau un băiat de ăsta. Nu, uite un băiat pentru ambientală. Fii atent la asta. Deci avem pe dreapta, avem pe stânga. Uite, aici mi se pare locul perfect. Măi, pare că nu pot să dau zoom mai mult. Deci mi-aș fi dorit un zoom mai mult.
Și aici voi face o colecție frumoasă de stupi de albine. Care este fața lor? Asta cred că este fața lor, pentru că văd găurica aia acolo, știi? Să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. După care în spate băgăm sărtărele mai mari. Mai am bani? 45. Uite așa. Și astea vor da către terenul ăsta. Așa, ce nu știu eu și vreau să aflu, doar că mi este foarte greu să aflu, uite, poate știți voi careva, este, contează, de exemplu, la teren câte albine am eu? Pentru că, uite, eu mă gândesc așa, zice clar că albinele sporesc cantitatea, da, recoltată de rapiță, floarea soarelui și cartofi, dar contează dacă am mai multe albine să-mi dea mai mult, dacă am mai puține albine îmi dă mai puțin, sau pur și simplu faptul că am un stup, un singur stup de albine lângă teren, pac, mi-a sporit cu încă 7%. Am luat și se pare niște achievement. Mulți din partea lor să mi-l dea. Așa, acum avem fertilizat acolo? Avem. Trebuie să-l pun pe băiatul ăsta la semănat. Semănătoarea, nu mai știu, mi se pare că am pus-o fix aici. Exactamente. Hai să lăsăm pe băiatul ăsta acolo, așa. Așa. Îmi place să le pun în lateralul serelor, pentru că astea sunt zone pe care eu nu le folosesc aproape niciodată. Bun. Hai să-l punem pe Martalog la treabă, pentru că e și el bătrân. Cerea vi schimbat, doar că la oferte nu am ceva frumos. Adică n-am decât niște remonci, am avut mai devreme un tractor, am avut o combină, doar că... Bara, am ales să deocamdată dormim pe saltea și facem bani, ca după aia să ne fie mai ușor pe viitor. Asta este, trebuie să fac și niște lucruri de-astea, alegeri mai dificile un picuț, dar după aia o să vedeți că funcționează. Așa, păi cred că de aici este în regulă, nu știu dacă o să mă încurce vreun fel. Puteam să o dau și dinspre drum, nu știu exact dacă e ok pe aici. Deci trebuie să facem și pe ăla. Ăla a fost fertilizat, acum să vedem că s-ar putea să nu fi fost fertilizat. Nu știu, am o presimțire că a omis băiatul meu ceva aici. E în regulă, cred. Este, l-a făcut foarte bine, am avut doar o presimțire. Bun, aici băgăm sămânță, aici o să băgăm sămânță și băgăm floarea soarelui la greu. Încă mai am semințe, ceea ce este în regulă. Avem această semănătoare închiriată, mi-aș fi dorit să iau și partea frontală. Mă pune semințe aici, am pune. Pentru că partea, mai există o parte frontală la acest termken care mi-adaugă un extra de semințe. Asta este un planter, așa că dacă ne ducem aici la planters, putem să-l vedem. Este prezent coleașa. Și ăsta adaugă un plus de 2 tone, fix cât este, de fapt, cât sunt 2 palăți de semințe, ceea ce este considerabil. Sunflowers, yield bonus, 97%. Deci suntem pe bines. Cred că, din cauza că a fost fertilizat înainte, nu cred că va mai ieși iarbă nocivă. Așa bag eu de seama, așa mă gândesc, știi? Bun, mai avem aici o problemuță. Asta l-am pornit, uitați-vă cât de greu e să se miște, că patinează de lea dracu. Ia uite și tu. Ui, de viața mea. Și odată ce, de obicei, ca să pot să merg, să mă mișc, merg doar în față, nu iau stânga-dreapta, până când prinde un pic de demaraj. Cum a prins un pic de demaraj, am luat-o pe viraj. Da, trebuie să mă întorc la sere, dar îți dai seama că n-am cum să dau cu spatele. Cred că mă duc pe... Asta este. Mergem pe stradă, mane. Mergem pe stradă, sper să nu vină ceva. Așa, hai să băgăm cam gabarit depășit. O să aprind pe senior girofar. Nici nu s-a prins asta. Gata, m-a pus la mine pe volan. Și acum mergem cu gabarit depășit. Mergem înceți și siguri. Asta este noul Massey Ferguson. Sunt cu ochii pe el. Este un Massey care poate fi... cuplat cu mai multe motoare și pleacă de la 200 și ceva de cai până la 400 și ceva de cai, ceea ce mi s-a părut like, wow, ce platformă mai mare de suporți așa varietate de motoare. Mă, până ajunge cu asta, uite, se pare că avem tăvălugul aici,
Hai băiatul meu, hai. O să vă arăt și care e partea frumoasă la acest această cisternă. Nu vrea, deci merge foarte greu. Dacă ne uităm pe spate, n-ave ce să facem aici. Uitați-vă un pic la roțile astea, care sunt un pic tasate. Și dacă uităm la ultima, nu că e tasată, e băgată în pământ. Deci nu mai s-a dus dracu tasarea aici. Alea s-a băgat în pământ la 90 de tone. Ia uite și tu cum încearcă. În momentul de față, în joc, 90 de tone sunt, fratele meu, 90 de tone. Deci nu mai avem. 90 de tone, 90 de tone. Greuțe as fuck, dude. Greuțe as fuck. Apropo, m-ar ajuta foarte mult. Nu fac asta de obicei. Doar că am intrat în noul an și algoritmul, ei bine, îmi dă bătăi de cap la YouTube. Dacă vă place clipul ăsta și vi se par interesante progresele mele, un like ar fi genial. Și vă mulțumesc pentru treaba asta. Și uite încă o chestie pe care abia acum am observat-o. Semnalizatoare ca la Ford, bă, nu Audi. Toată lumea știe că Audi a venit cu chestia asta. A venit Ford acum vreo, nu 60 de ani, vreo 40-50 de ani. A inventat prima dată treaba asta. O să las pe Discord un video cu mașina care a avut prima dată și prima dată semnalizatoare de-astea animate. Foarte mișto, mi se pare genial că le-am introdus la tractare. Cât de tare! Cât de tare! Care era, mă? Era mai în față. Bă, băiatule, bă, dar mergem. Eu acum sunt cu pedala la podea, deci sunt pe maximum posibil cât pot eu. Uite-te și eu. Vreau să vă arăt cam care este avantajul suprem. Aoleu, trebuie să fim pe partea asta. Aba, nu, pe partea cealaltă. Avantajul suprem al acestei cisterne este că, deși nu se încarcă mult mai repede decât cea din joc, mult mai repede, de vreo 3-4 ori mai repede, dar se descarcă extraordinar de repede, așa că, pe lângă că suportă mai multă cantitate de apă, băi, este și mult mai rapidă ea însăși. Și așa, din nou, timp, îl economisim. Au, ce frumos. Ce frumos că poate să tragă. Dacă știam, vă spun sincer, luam altul. Am avut un tractor babandă, tot așa clasic, doar de tractare. Vă arăt acum ce tractor am nimerit la 150. La second. Deci mi s-a părut. Uite, o să-i dau niște apă. Fii atent cât de repede. 90%, 80%, o să opresc. Cu 77%, gata, am dat. Deci nu mai am nevoie acum de apă aici. Bro, cât de tare a fost chestia asta. Acest tractor l-am primit eu la 150 la second. Asta-l găsim la large tractor și este ultimul. Ceva cu V-park era? Versatil. Nu, stătea aici pe măsea practic și nu puteam să o spun. Costă 352 și am primit la 154, undeva de genul ăsta. Deci era o reducere de vreo 60%. Deci între 50-60%, ceea ce mi s-a părut extraordinară reducerea. Dar n-am profitat din cauza că este mult prea mare pentru a mea fermă. Mie îmi trebuie tractoare mult mai versatile. Ai prins-o pe asta? Că e versatil. Dar îmi trebuie mai versatil de tot. Știi? A fost o mică glumă de asta de interior, să zic așa, știi? Dar nu știu cât de apreciatoare a fost. În fine, never mind. Avem aici remorcă și va trebui, bineînțeles, să mergem să încărcăm și paleții de miere. Dar până una alta o să încarc cu apă toate serele, pentru că astea îmi produc mie de fiecare dată și după ce voi termina, bineînțeles, semonatul, o să trebuiască să dăm cu timpul. Hai să vedem care este treaba la semonat. Deci băiatul ăsta se mișcă, este foarte greu. Mi este foarte greu să-mi dau seama pe unde s-a dus. O să decuplez și mergem cu masiu, dacă tot îl am și eu nu dau timpul acum pe rapid. O să-l pun un picuț la treabă, stai să-l luăm pe aici. Deci dăm cu semănătoarea în momentul de față. Ar fi bine să dăm acum cu tăvălugul. Mai avem un teren pe care trebuie să-l semăn, dar am alte două și jumătate chiar care trebuie tăvălugite. Așa că, vamonos, să ne crească acolo, bineînțeles, le profit. Așa se face după ce ai semănat pentru a băga sămânța în sol mai, să faci solul mai dens pentru sămânță și de asemenea, evident, ați să bagi și pietrele. În cazul nostru nu mai avem pietre pe aici, dar uite, dacă nu ducem pe meniu, ne arată că trebuie să dăm cu rola, deci, așa. Deci avem aici rolling-ul, e de la aici cu albăstruius, deci avem peste tot albăstruius, știi? Deci asta trebuie, stai un pic, care-i treaba? Nu se updatase lor, eram like, bă, alo, mă faci de râs aici în fața oamenilor, ce Dumnezeu lui mare? Pă, da, nu se updatase băiasul. Asta se face destul de mare, așa că o să-și termine Massey Ferguson-ul destul de repede treaba. Iar eu profit aici că este închiriat, ai profit, că na, puii mei, plătesc pentru el, adică nu e ca să zici că...
profit prea mult. Și avem 1, 2, 3, 4 terenuri din care eu o să iau floarea soarelui. Are sau ce? Floarea soarelui de asemenea mai are un avantaj. Dacă ne uităm aici pe calendar, păi hai să vă arăt care este avantajul. Nu trebuie să aștept chiar atât de mult pentru a o recolta. Avem floarea soarelui aici recoltă în martie, deci automat va putea fi semănată, plantarea în martie. Și recolta se face în octombrie. În cazul meu, pentru că am pus-o în prima lună, o recoltez în prima lună. Ceea ce e super tare pentru că o fac în același an. Și mi s-a părut genială, genial programul ăsta. Și aici avem cu tăvălugul, frumos, l-am rezolvat. Noi, fraților, ne întâlnim, bineînțeles, de la ora 19 cu al doilea episod de Farming Simulator 22 și anume seria pe Elm Creek și vă aștept acolo cu un nou mod foarte interesant. Până atunci, o zi faină să aveți, cât mai productivă, că e luni.